Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știri din sport în dimineața asta. E important să jucăm sport, că asta ne ajută să fim mai sănătoși, mai veseli, mai buni. Ați văzut, președintele Iohannis a îndemnat românii să joace golf și românii sunt foarte atenți la ce spune domnul președinte. Am găsit asta, o bandă de români a atacat cu crose de golf o gașcă de dominicani într-un oraș din Italia. Practic, acolo s-a jucat, cred că, street golf, după cum a comentat cineva. Un sport care îți poate aduce multe satisfacții și care, iată, poate fi practicat nu doar la orice vârstă, ci oriunde pe această planetă, oriunde, cum e, peste tot suntem acasă. Eu cred că suntem peste tot acasă, dar eu cred că se antrenau, dacă tot le aveau la îndemână. De ce nu? Profit de ocazie ca să difuzez un mesaj primit ieri, că n-am mai avut timp, în care un ascultător îi recomanda președintelui să promoveze și polo călare. Da, dacă se poate polo cu cai. E tot așa un sport foarte plăcut și se poate juca și accesibil. În bazină, dacă n-ai apă în piscină, poți să joci polo cu cai și în piscină. Nu, că la piscină e la chiar ieftin, adică acolo nu e o... E ieftin dacă ai bazinul. Cai? Dacă n-ai bazinul, nu e ieftin deloc. Da. Corect. Acolo merge cu căluț de mare. În altă ordine, căluț de mare dulce. Da. În altă ordine de idei, tot din știri din, tot știri din sport, o nouă specie de insect a fost denumită Simona Halepae. Halepe. Pentru că e în latinesc și în latină, după cum am învățat noi, nostre patrie multe silve sunt. Ae se citește E, da. Dacă ați uitat. Deci, insecta a fost denumită Phlebotomus Simona Halepae. Deci, super. Simona Halepe. E vorba de o insectă nouă, nouă nouță descoperită. A fost găsită de cercetătorii de la disciplina parazitologie și boli parazitare de la Facultatea de Medicină Veterinară. Rezultatele studiului au fost publicate luna trecută în prestigioasa revistă Parasites and Vectors. Alo, da. Bună ziua! Ce mișto ești să lucrești! Bună ziua, bună ziua! Sunt de la, sunt reporter la Parazit și Vectori. Aveți 5 minute? Ați mai descoperit vreo ceva insectă? Da. Ce voiam să vă întreb, de ce vă deranjez? Ideea denumirii speciei în onoarea Simonei Halep ne-a venit în timpul unei conferințe chiar despre flebotomi. Conferință care s-a desfășurat în Galapagos. Băi, ești nebun. Da, bă. Ce viață, n-ai fi crezut. Exact. Eram pe Galapagos și... Cercetători. Da. Ce mai e pe Galapagos? Da. Simona Halep a fost de acord cu numele insectei, a declarat coordonatorul studiului, profesor dr. Andrei Mihalca, de la disciplina de parazitologie și boli parazitare. Eu cred că n-am înțeles exact despre ce insecte e vorba, dacă mă întreb pe mine. Cred că i-a explicat că este un flebotom. Da. Ce la un flebotom? Un flebotom, flebotomii sunt insecte hematofage. Adică te ciupește. Practic ca un soi de... Țânțar. Deci țânțarul este flebotom. Da. Păduricele, cred că și păduchele ar trebui să fie flebotom. Sper să nu greșesc. Nu, că nu... Nu se hrește cu sânge? Nu cred. Dar cu ce? Căpușa e flebotom? Nu știu. Cu paie. Cu căpușa, paie. Da. Deci, oricum, este o clasă de insecte enervante. Adică, nu e o cinste să știi, da, mă ciupit-o Simona Halep, m-a terorizat toată noaptea. Să descoperi o specie de buburuză, sau asta. De albinuță, sau de bondărel, sau ceva drăguț, simpatic. Da. Mă, o furnicuță. Da. Au găsit o sucătoare de sânge. O flebotoamă de-asta nenorocită. Băi, e plin de Simona Halep în cameră, nu? Asta era. Da. Anumite specii sunt responsabile de transmiterea unor boli grave la om și la animale, cum ar fi lesihmanioza. Vezi că am luat lesihmanioza de la Simona. De la Simona Halepe. Sau flebovirozele. În România, între anii 1910-1970, au fost semnalate 8 specii de flebotom și acum, iată, încă una, Simona Halapai, Ușurel. Simona Halape. Măi, nu are Halepe. Cum să fie. Halepe. Halepe. E scris greșit aici. Dedicăm această descoperire științifică Simonei Halep în semn de onoare și apreciere pentru performanțele sale și pentru cum duce numele României în lume, așa cum ne străduim și noi în domeniul cercetării. E foarte mișto, tot respectul pentru cercetători. Corect, da, excepțional, o specie nouă de insectă, minunat. Dar oamenii sunt atât de încântați, știi, de ce au găsit ei. Am găsit un purice nou. Mamă, cum facem cu acest purice care suge sângele? Simona, vrei să dăm numele tău unui purice? E nou-nouț! Parcă și vezi niște cercetători cu ochelari așa frumoși, știi, care stau toată ziua la ei în laborator. Simona, da, sigur,
sunt onorată. Ce poți să spui când sună? Că jignești oamenii dacă zic, plecați mă de aici, cum să insectă, purice, numele meu, flebotom, nu. Deci n-ai cum să-i jignești și atunci spui da și uite, acum e dublu faimoasă. A fost cadou de nuntă, mă gândesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.